Într-o atmosferă caldă, prietenească și pe un fond muzical romantic, zeci de cupluri de aur din Alexandria au răspuns afirmativ la reînnoirea legământului iubirii. Ceremonia a avut loc în anfiteatrul centrului multifuncțional din Alexandria. Cuplurilor participante li s-a înmânat de către primarul Victor Drăgușin, vădit emoționat și el, câte un certificat de căsătorie simbolic și buchete de flori. Cu această ocazie, primarul municipiului Alexandria și-a deschis sufletul și ne-a povestit fragmente din viața domniei sale. Emoția o trăiesc la fiecare oficiere și oficierea oficială, nu această oficiere simbolică. Am 37 de ani împliniți de căsnicie și dacă mai pun și 2 ani cât am fost prieten, nu așa se numea, hai să lăsăm 37 de ani de căsnicie și... Mulți înainte! Care este secretul dumneavoastră? Toleranța. Cu siguranță am avut momente încordate... A fost și dragoste multă. Soția se număra printre cele mai frumoase femei, fete din Alexandria. Momente tensionate au fost pentru că am avut și perioade în care am trăit greu. Și normal, când trăiești greu și sunt nemulțumiri, neajunsuri, mai apar. Cuplurile trăiesc împreună, nu se căsătoresc, conviețuiesc, concubinaj, nu știu cum să-i spun. Iar lucrul ăsta nu cred că este în regulă, pentru că nefiind o relație, eu știu, în fața lui Dumnezeu, la prima enervare mai te duci pe la mamă, pe acasă, mai te duci nu știu pe unde, mai stai separat, ochii care nu se văd se uită. Nu sunt psiholog, dar lumea în care trăim are o nouă filozofie individualistă. Tot în cadrul evenimentului a avut loc un moment religios care i-a bucurat sufletește pe participanți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Cum am spus și mai devreme, adresându-mă acestor oameni care astăzi împlinesc 50 de ani de împreună viețuire, ceea ce i-a ținut unit și ceea ce cred că i-a făcut să ajungă în această zi binecuvântată de Dumnezeu este dragostea. Oamenii în ziua de astăzi nu mai știu să se iubească, nu mai știu să dezvolte acest sentiment al dragostei în inimile lor, în familiile lor, unul față de celălalt. Dacă vor învăța să țină dragostea de Dumnezeu pe primul loc și apoi dragostea de aproapele, cu siguranță vor găsi cheia fericirii și atunci nu vom mai avea atât de multe divorțuri. O să vă întreb care este secretul longevității cuplului dumneavoastră. Bună înțelegere, respectul reciproc și dragostea unul față de celălalt. Altceva nu te ridică. Până al doilea rând, copiii care sunt și te susțin. Cred că și soția are un secret. Haideți să vedem care este acesta. Tot la fel, înțelegere și ne ajutăm, ne înțelegem, respectăm. În primul rând ne-am înțeles foarte bine, ne-am iubit de la început, am făcut 4 băieți, am nepoți, strănepoți, ce ne-a ținut? Dragoste, înțelegere și respect. Și noi am vrut să fim exemplu pentru copiii noștri. Acum, dacă vrea Dumnezeu să mergem mai înainte, până acum am fost sănătoși, am fost bine. Secretul este, în primul rând, atenția de cel care e lângă tine, să fii întotdeauna atent, foarte, foarte mult și tot ce vine de făcut, să le facem împreună. Eu am zis că cel mai bine e respectul. Noi ne-am respectat foarte mult amândoi, v-am spus, a fost și bune și rele, că așa e în viață, dar totdeauna ne-am respectat. Am muncit împreună, am făcut totul împreună, avem o fetiță care... E plecată în Spania, acum e plecată în Spania, a făcut și ea facultatea și acum a zis, mamă, vrea să vină și ea, dar n-a putut din cauza... problemelor de serviciu acolo. Evenimentul de aur s-a încheiat cu o petrecere organizată de primărie la un restaurant din Alexandria, unde a cântat ansamblul Burnasul. De asemenea, cuplurile au primit din partea autorităților locale și câte un premiu în valoare de 600 de lei.